Dragi telespectatori, am revenit din scurta pauză de publicitate. Alături de noi, în continuare, domnul Nuhan Tohi, consilier CSM Iași. Schimbăm tema, nu schimbăm și invitatul. Vorbim în continuare despre fotbal și alte sporturi, nu? Putem să numim așa. Da. Alte sporturi nu prea mai avem, da. O calificare importantă a CSM Politehnica Iași în play-off-ul actualului sezon competițional. O calificare și norocoasă, pot să o numesc. Un conglomerat de factori. Da, a și trecut euforia calificării, zic eu, că am jucat deja prima etapă, puteam să jucăm mai bine, puteam să scoatem și rezultat, chiar îmi pare rău pentru băieți că nu s-au putut concentra 10 minute, au făcut o repriză a doua foarte bună, deși au intrat timid, și antrenorii și jucătorii au recunoscut, au vorbit despre evoluția lor la Cluj, pauza pe care au avut-o, i-a trimis în cor și pe cei care erau deja pe o formă sportivă ascendentă, Cluj, Craiova. Noi ar fi trebuit să profităm și eram cât pe ce, mai aveam un minut sau două. Dar una peste alta, suntem în primele 6 echipe din campionat și ar trebui să jucăm fără niciun fel de presiune. E tare mi-e frică că Iași nu știe să joace fără presiune. Se vede puternic lipsa lui Mihalache din defensivă. Se destabilizează cumva jocul acolo, având în vedere că toată lumea se baza pe constanța cu care Mihalache rezolva cazul, cu munca puternică 90 de minute în continuu, și acum se văd niște goluri. Da, dacă mă pui să judec fazele, n-aș putea să spun, pentru că nu s-a greșit la golul acolo. Mingea, ultimul gol care s-a luat era pe minge lungă la Bosoi. Acolo m-aș fi așteptat de la el să intre mai repede în minge ca să nu-i dea șanse jucătorului clujean să facă în aceeași mișcare și preluare și șut. Acolo a fost o execuție de maestru, foarte puțin jucători riscă așa ceva, drept dovadă are valoare individuală. Nu discutăm despre arbitraj, s-a discutat prea mult. Prezența lui Mache în teren este foarte importantă, pentru că ceilalți jucători împinge linia mai sus, se simt în siguranță și mijlocașii pot juca altfel. Da, într-adevăr. Dar nu ne-ar trebui o dublură totuși? Adică să stai într-un singur jucător un sezon întreg e destul de grav. Fără îndoială, toate posturile trebuie dublate, mai ales cum e acum, și vrei să joci la un anumit nivel, ai cartonașele galbene, ai accidentările. Șansa noastră a fost că regulamentul permite și se anulează și e de la capăt. Dar uite, o accidentare pe parcursul unui sezon e imposibil să n-ai o întindere, să n-ai Doamne ferește, o ruptură la unul din jucătorii din lotul de 30. Nu e de dorit, dar ele se întâmplă și automat rezerva trebuie să fie la același nivel cu titular. Nici nu mai vorbim despre chestia asta. Toată lumea practică rotația jucătorilor acum. Nici nu mai contează, nu se mai spune rezervă titular. Spune cine joacă, cu cine încep meciul și cu cine termin meciul. E abordare tactică. Nu se mai supără nimeni că unul e rezervă și altul e titular. Un prim 11 destul de ciudat. Eu n-am înțeles mare lucru din primul 11 pe care Flaviu Stoican a ales să-l arunce în teren, și cumva și constrâns de lipsurile din tot lotul. Un prim 11 ultra defensiv pentru început. Problema este că în momentul în care ai o pauză așa de lungă, îți faci echipa în cap. Deci nu ți-o fac jocurile, nu ți-o fac amicale, nu ți-o fac ce ritmul pe care îi simți pe jucători. Când ai perioada așa lungă, antrenamentele sunt și meciul este mai departe, deja te gândești pe cine ai folosit și trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă doar la antrenamente. Și asta e rău, pentru că ai senzația că randamentul pe care ți-l dau jucătorii la antrenamente, automat ți-l va da măcar în prima repriză din meci. Și uite că nu iese tot timpul. Referitor la faptul că e defensiv, într-adevăr, să știi că nu puteai să te duci la CFR Cluj și să-i bați la ea acasă, să te deschizi. Riscai să te întorci cu vreo 4-5-0 și abordarea, mai ales că ești prima oară în play-off, a fost corectă. Sigur că se aștepta mai mult la jucătorii care au primit șanse să joace. Mă refer la fundașul central și la
Mihăescu. Ceilalți nu s-au putut, au avut ceva trac, nu s-au găsit, n-am fost echipă. Ne-am subordonat tacticii Clujului. Automat noi îi vedem pe ei locul 1, automat îi vedem candidați la titlu și noi trebuia să ne subordonăm. Și chestia asta, din punct de vedere psihologic, a turnat plumb în ghete și nu s-au găsit. A trebuit să primești golul ca să te trezești. Spuneam într-una dintre edițiile trecute, avându-l aici invitat pe Flaviu Stoican, faptul că riscăm două variante acum odată cu accederea în play-off. Fie ca echipa să ia echipei toată presiunea și să joace acel joc combinativ pe care l avea pe undeva pe la mijlocul sezonului regulat, fie să se ducă presiunea, dar să se privească cu superficialitate, având în vedere că mai jos de locul 6 oricum nu poți să pici. Corect. Și atunci nu mai joci cu securea deasupra capului cum joci în play-out, unde orice punct contează și orice punct poate să te ducă după linia roșie sau peste linia roșie. Și nu știu, cum a arătat primul meci? Primul meci timorat, timid, fără culoare, punctele prea mult jucate în joc, prea multă miză la primul meci. Practic îți dai ritmul la toate jocurile, că nu ai mult, ai 6 jocuri imediat, la distanțe scurte, ai și Cupa României, te poți trezi la a treia, a patra etapă că ai fi vrut să joci ceva, dar n-ai reușit. Nu, din prima se intră foarte tare. Și zic eu că trebuie curaj, așa cum s-a dovedit curaj tot parcursul anului, ar fi păcat acum la sfârșit să o facem pe tacticienii defensivi și să facem strategie de așteptare. Băi, de asta am și fost uimită, pentru că jocul pe care a încercat să-l insufle Flaviu Stoican echipei a fost unul cât se poate de deschis, cât se poate de ofensiv, iar deodată ne-am trezit cu, aveam senzația că făcuse Nicolo Napoli împreună cu încă vreo 3 italieni. Aici nu cred că e numai bine al lui Flavius, pentru că și el a transmis jucătorilor, poate aceleași, n-a schimbat discursul. N-a nu, garantat nu. Dar jucătorii au făcut puțin un pas spate, hop, suntem la alt nivel, aerul mai rar, stai puțin, că aici deja trebuie să demonstrăm altceva. Nu, trebuie să joci ca și cum ai jucat în prima etapă, cum ți-ai dori să vii astă vară și să faci ceva la ea și în prima etapă nu te știa nimeni. Nu știa nimeni cine ești, nu știa nimeni, nimeni n-avea încredere în voi. Exact așa, nimeni n-are încredere că Iașu va ajunge în primele 2-3 echipe din țară. Rupe gura târgului, dă-i curajos, joacă, luptă, vreau luptă, despre asta e vorba. Pe cine poate bate Politehnica până la sfârșitul campionatului? Teoretic poate bate pe oricine. Și poate bate pe toată lumea, sau nu, poate să nu bată pe nimeni. Eu nu mă uit la clasament, știi bine că în fotbal se întâmplă orice și am demonstrat-o și noi. Nu mă uit la clasament, nu mă uit echipa mai bine cotată. Așa cum am fost 1-1 cu Clujul până în minutul 90, noi în momentul ăla eram egal la campioane. Da, și cu toate astea, la pariuri, în continuare, Iașul avea 17 cotă, da, de victorie. Da, păi pariorii, statistica asta exact face, te așează din start pe un loc, pe baza trecutului, a rezultatelor anterioare. Dar este aiurea, pentru că fotbalul se joacă în prezent. Și eu acum pot obține o formă fantastică. Îți dau un exemplu. S-a întâmplat etapa aceasta în campionatul Olandei. PSV Eindhoven, locul 2 în Eredivisie, în campionatul olandez, linie de clasament, 12 meciuri câștigate, 2 egal, nu mai pierduseră de 14-15 meciuri. A fost surclasată 5-0 de penultima clasată, Willem II. 5-0. Deci le-a stricat absolut tot balonul de săpun, care credeau că se pot apropia de Ajax și vor face... Deci ăsta este fotbal, se joacă acum în prezent, nu e pe baza statisticilor, că altfel era foarte ușor de programat și aveam numai milionari la pariuri. Astăzi, într-o conferință de presă, atât antrenorul Flaviu Stoican cât și Cosmin Frăsinescu au declarat faptul că este mai importantă cupa ca și obiectiv în momentul de față pentru Politehnica Iași decât play-off-ul, pentru că, și aveau și o logică cât se poate de bună, din câștigarea, eventuala câștigarea cupei, este asigurat un loc în Europa. Și asta ar duce din nou pe Politehnica după 2 ani, acolo, printre gloriile europene. Da, e un mod de a pune
problema dacă vrei să oferi Iașului ceva. Dar nu știu dacă nouă ne trebuie acum cupe europene sau ne trebuie locul 3. Nu știu dacă am putea aduce așa ceva. Știi bine ce probleme sunt financiare. Iașul este însetat de victorii sau să fie la un anumit nivel. Dar cred că e mult mai important ca acestea să fie obținute printr-o creștere naturală, printr-o creștere de joc, a clubului, o dezvoltare. Pentru că pățim exact ce am pățit și în sezonul respectiv, când ne-am calificat printr-un noroc. Putem ajunge în Cupa României și să nu fim pregătiți pentru acea cupă europeană. Părerea mea este să jucăm curajos, să aducem și clubul și jocul echipei la un anumit nivel și după aceea să așteptăm, rezultatele vor veni. Dar dacă punem iar că vrem să oferim Iașului un loc, o finală de cupă, pentru că am bătut nu știu ce record din istorie, a doua zi recordul a trecut, rămâne doar istorie. Nu știu dacă noi ne batem pe date statistice acum. Și în plus de asta... Nu știu dacă performanța Iașului e dornică de a face statistică. Eu nu știu dacă ne dorim statistică. Ne dorim o permanență, ne dorim ceva, să rămânem acolo la nivel. Hai să jucăm în fiecare an în primele șase, să jucăm în play-off. Hai să construim o instituție sănătoasă care să poată să iasă în Europa cu fața, cu pieptul în față. Să ne amintim faptul că din cauza sau datorită acelei participări, nici nu știi cum să pui problema, și noi și Botoșaniul, în egală măsură, am pierdut o bună perioadă din liniștea perioadei dintre sezoane și am intrat deja obosiți în sezonul următor. Și dacă țin bine minte, și noi, iarăși și Botoșaniul, în egală măsură, am avut o evoluție destul de slabă la început de campionat. Da, pentru că din punct de vedere psihologic ai căzut de pe anumit nivel de formă și totul nu mai apare la fel. Competiția deja cade pe locul secund, competiția internă și restul când ai pierdut. Aduceți-vă aminte de Steaua, cât de greu a fost după ce a fost eliminată de Ludogoreț în campionatul european. Uitați-vă la reacțiile lui Becali, de câte ori iese din cupele europene, gata, din momentul ăla campionatul trece pe planul 2. De aia și reușit Viitorul să-i fure titlul anul trecut. Deci se întâmplă lucruri. Tu trebuie să ajungi în mod natural cu absolut toți factorii la același nivel, tehnic, psihologic, fizic, și managementul să vină din urmă și în momentul ăla ești pregătit din toate punctele de vedere și devii o forță sau obții o performanță în Europa. Așa doar să fim comete. Am mai vorbit cineva, numai statisticienii pe la un pahar de bere mai vorbesc despre, mai țineți minte, aveam o participare cu un anul cu tare. Acum să nu se înțeleagă faptul că noi nu vrem o participare a Politehnicii în cupele europene, Doamne ferește. Nu, ne dorim din tot sufletul să ajungă acolo, dar... Da. Nu, dar nu oricum. Asta ar trebui să fie presiune. Exact, nu oricum. Și mă gândesc la încă o problemă în cazul unei astfel de calificări. Dacă noi stăm în momentul de față într-un jucător, că vorbeam despre Mihalache, da? Pentru o eventuală participare în Europa, acolo chiar trebuie să-ți întărești lotul. Adică în sezonul în care a existat precedenta participare, parcă totuși oricum toate posturile erau dublate, aveai deja un nucleu foarte bine închegat de ani de zile, 2-3 ani erau pe atunci de când era închegat nucleul și jucai un picuț altfel. Acum, în primul an, ceea ce s-a realizat acum în primul an este fantastic. Exact, nu s-a așteptat, exact. Dar trebuie demonstrat în anul 2 și 3. Despre asta vorbim. Trebuie obligatoriu demonstrat în anul 2 și 3, altfel își pierde valoarea. Asta este. Da. Și în condițiile financiare actuale, clar se va încerca în vară vânzarea unor jucători, pentru că altfel nu pot supraviețui. Nu știu, păi eu tocmai la asta, că ai ajuns acolo unde trebuia. Eu mă gândesc că această evoluție în play-off va atrage clar alte priviri și alți ochi către Politehnica. Mai țineți minte Politehnica aici care se chinuia să prindă un loc de play-off? Aia a ajuns acum să se bată la primele trei locuri. Deja oamenii de fotbal, sponsorii, spectatorii, toată lumea din jur fotbalului primește respectul cuvenit. Respectul nu o să rămână numai la nivel de moral. Putem să avem și noi un Băluță, potențial. Unioniță, ceva poate de să vină cineva din țară și să zică, domnule, îmi place echipa aia de la ea și hai să investim acolo. Atragi ochi.
este imposibil în 2018, în condițiile economice și capitaliste actuale, să nu se întâmple acest lucru. Poate nu deodată, poate nu va fi o minune, probabil ne-am obișnuit să nu avem atâta timp și nu mai credem, dar sigur se va întâmpla așa. Deci, părerea mea este să arăți în continuare ce ai arătat și până acum, că tu ești dispus să ajungi până în primele 2-3 locuri, să-ți propui maximum ca să depășești clar mediocritatea. Momentan a venit lângă echipă un sponsor, persoana celor de la Cotnari, dar care oferă destul de puțin, cât e necesar la Politehnica în momentul de față. Bravo lor că au venit și bravo lor că oferă ceva, ceva e mai puțin decât zero. Dar din câte am înțeles tot astăzi în cadrul conferinței de presă de la antrenorul Flaviu Stoican, se dă doar o cotă parte din bonusări. Cam cu asta, cam la asta a rămas înțelegerea. E primul pas despre care vorbeam. Omul a venit timid, a vrut să fie lângă echipa, a oferit foarte puțin, i s-a acceptat foarte puțin. Și deja e o negociere timidă. Poate reușim să aducem o sumă considerabilă, știind că, de fapt, Cotnariu este o firmă respectată și pare și foarte puternică, zic eu, la ora actuală în România și poate vine cu mai mult. Țin minte că au fost discuții cu ani în urmă de să preluare, dar nu s-au înțeles la culori. Era o poveste, circula o poveste prin oraș, că voia Cotnariu. Și mai sunt oameni în Iași care poate au considerat că fotbalul dăm la o parte, nu, acolo se pierd bani. Uite că se poate ajunge să vehiculezi niște cifre reale și să poți scoate profit. Da, eu întreb altfel acum, pe lângă un fotbal de bună calitate care ar trebui să fie principala carte de vizită în condițiile unei negocieri, nu ne-ar trebui și un negociator mai aprig? Adică să se întâmple ceva, nu știu, la nivel de conducere, nici nu știu cine ar trebui să negocieze în cazul ăsta. Primăria municipiului Iași dă un comunicat de presă prin care scoate Politehnica la Măritiș, în calitate de încă n-am înțeles ce. Din ceea ce scria acolo, în calitate de susținător, cam așa era, cel mai loial susținător al Politehnicii Primăria Iași. Iar din partea cealaltă ar trebui totuși conducerea, pentru că din câte am văzut, că așa a apărut pe site-ul oficial al Politehnicii, negocierile s-au purtat între cei de la Cotnari, Flaviu Stoican și Andrei Cristea. Aici deja avem o problemă. Da. Acum e cam neprofesionist ce s-a întâmplat, pentru că nici managerul, zic eu, al Cotnari S.A. nu trebuia să facă publică sau să se ducă să discute direct cu sportivul. Dar nu mă miră, pentru că nici nu s-a dus direct. Se întâmplă când și s-a la noi. Când s-a dus Politehnica în toamnă la cules de struguri, atunci pentru anumite persoane, pentru anumite persoane, sportul este făcut doar de către sportiv, singur. Deci el nu are antrenor, nu are niște o parte administrativă care să-l ajute să-i ofere tricou, echipament, deplasări, să-i plătească un salar. Deci pentru oamenii ăștia sunt existenți. Sportivul singur. Și atunci el vine și discută cu sportivul, dar nu este profesionist așa. Pentru că totul are anumită ordine profesională. Trebuie să discută, ia legătura cu președintele, cu președintele să negocieze. Și la noi așa, cam pe prietenie. Mie chestiile astea le țin minte de pe vremuri, când într-adevăr se trezea cineva care vrea să ajute, dar apărea în vestiar. În loc să se ducă la club, să ia legătura cu președintele, să spună, aici nu e, jucătorii nu sunt de capul lor acolo, nu sunt, fac ce vor și joacă ei bine, au și ei contracte, li se dau niște bani și dacă vrei te duci și negociezi cu managementul. Dar da, suntem un oraș mic, se cunoaște fiecare cu fiecare și atunci lucrurile se mai întâmplă și... Suntem al doilea oraș din țară. Da, se mai întâmplă și amical, care așa, mai oraș mare? Personal, știi, domnul Cutărescu, da, ne-aș pe noi, știi, că avem și noi, n-avem bani.
Familie mare, remunerație da. Mică. Și el, da, domnule, vin cu drag, vin lângă echipă. Cum să e de lăudat faptul că Flaviu Stoican și Andrei Cristea au reușit să poarte această negociere, dar mă gândesc că ei ar fi trebuit să pună, să fie pusă chestiunea asta pe umerii lor, ei ar fi trebuit să se preocupe exclusiv de partea sportivă. Nu, dar nu cred că a fost pusă nu cred că face parte din strategia de marketing, nu? Ceva de genul ăsta, dar din păcate ei sunt oamenii cei mai iubiți la ora actuală, antrenorii și jucătorii, pentru că ei sunt eroii principali. Dar sunt oameni care muncesc și trebuie considerați, nu desconsiderați. În momentul în care te duci și oferi ceva, trebuie să iei legătura cu cine trebuie. Și eu dacă mă duc la Codnar, eu nu mă duc la Nea Vasile din Vie, dă-mi și mie 10 kg de struguri de aia bun de frâncușă, că fac eu. Sau fă-mi și mie 10 kg. Stai, boss, că avem manager. Du-te și ia legătura cu domnul manager, eu sunt doar angajat aici, cam așa se fac lucrurile, zic eu. Și probabil și contractul trebuie să arate într-un anumit fel, cu mai multe pagini și mai, pe perioadă mai lungă și mai serios. Dar, repetăm, luăm partea plină a paharului, s-a făcut primul pas. Da. Într-un singur minut aș vrea să vă întreb dacă se poate califica Iașul mai departe în Cupa României, adică ce credeți despre meciul de mâine? I-am bătut, îi batem pe Botoșani. La valoare zic eu că am demonstrat-o, numai că va fi diferență psihologică de abordare. Botoșaniu a jucat nu foarte bine perioada în care au ratat play-off-ul și vor fi mai ambiționați, mai emoționali. Și ei când joacă acasă, va fi un meci greu. Și cam unde s-ar putea clasa Politehnica la sfârșitul play-off-ului? În cel mai rău caz pe 6, în cel mai bun caz. Nu vreau să consider meciul de la Cluj, care a fost foarte diferit ca reprize. Și dacă continuăm cu a doua repriză de la Cluj, eu zic că putem să facem 6 puncte. Am înțeles. Ca să ne câștigăm meciul cu Astra, zic eu, putem juca altfel cu Viitorul și de ce nu să facem o surpriză la Craiova sau la Steaua. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați participat la emisiune. Și eu, mersi. Și sperăm să fie cât mai sus Politehnica la finalul actualului sezon de play-off. Dragi telespectatori, nu uitați, chiar dacă astăzi am vorbit despre good news, campania SOS Nu lăsați sportul ieșan să moară continuă, pentru că avem nevoie de sport în Iași și vom face tot posibilul pentru a-l susține în continuare. Tot ceea ce ține de noi, cei din fața camerelor de luat vederi și cei care lucrează în presa scrisă și cei care lucrează în presa radiofonică, sunt sigură că toată lumea va face tot posibilul pentru ca sportul să nu moară în acest oraș. Sperăm să facă și factorii de decizie ceva în consecință și să auzim din ce în ce mai mult despre lucruri pozitive și să uităm, să dăm la o parte cele negative. Sunt Laura Clubei, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine, rămâneți alături de Iași TV Live.